Nemulțumiți de noua lege a sănătății, sindicaliștii din cadrul Sanitas vor organiza proteste în fața Ministerului Sănătății din București în perioada 7-18 mai. De la Sibiu va pleca un autocar cu sindicaliști în data de 17 mai. Protestatarii spun că cel puțin 100-150 de persoane își vor scanda zilnic nemulțumirile în fața Ministerului. Noua lege a sănătății nu este deloc pe placul sindicaliștilor din sănătate, deși și-au exprimat deschis nemulțumirile legate de această lege, nimeni nu i-a luat în seamă. În aceste condiții, membrii Sanitas au decis că vor ieși în stradă. Zilnic, în perioada 7-18 mai, aproximativ 100-150 de oameni își vor striga nemulțumirile deschis în fața Ministerului Sănătății din București. Membrii Sanitas din întreaga țară vor merge pe rând în capitală pentru a protesta. În data de 17 mai va fi rândul sibienilor care vor merge cu un autocar. Începând cu perioada de între 7 și 18 mai, în fiecare zi, între 100-150 de oameni în fața Ministerului Sănătății. De așa manieră încât să sensibilizăm puțin atitudinea guvernamentală și în special Ministerul Sănătății cu privire la faptul că suntem nemulțumiți, că nu suntem luați în seamă cu privire la ceea ce ni se pregătește din punct de vedere al organizării sistemului sanitar din România. Sibiu participă în data de 16 mai, va pleca de aici cu un autocar la București.